Și fetele erau foarte obosite în această dimineață. Ramona și Andrada stăteau pe canapea la cafea. Ramona mai vroia muzică, pentru că dimineața când s-au trezit au fost niște piese care i-au plăcut, niște melodii pe care ar fi vrut să le asculte din nou sau să mai primească muzică în plus, pentru că era somnoroasă atunci și nu a putut să coboare. S-a așezat acolo pe canapea, și-a ridicat picioarele în sus. La un moment dat a văzut că i-a târnă ceva de papucii de casă. Spunea, vai, astea sunt extensiile Ionelei, pentru că într-adevăr am văzut și eu aseară Ionela și-a dat jos extensiile, ajutată de Izabel, și era peste tot prin baie păr, într-adevăr. Între timp, băieții s-au apucat de gătit la bucătărie, l-am văzut pe Ionuț tăia ceva carne. Mamele, la fel, în bucătăria casei fetelor, doamna Tamara frământa ceva aluat, cred că vrea să facă ceva plăcinte, din câte am înțeles. Laura și Alexia erau cele care luau lecții de frământat de la doamna Tamara.